Un bărbat din județul Alba a fost victima unei fraude bancare. Acesta, posesor al unui card de credit, s-a trezit că a plătit cursuri de dans în Paris sau cazări în Singapore și Sydney. Și asta, deși în tot acest timp nu a ieșit din țară. Tranzacțiile erau făcute în diferite monede internaționale. Polițiștii au pornit acum pe urma banilor dispăruți. Adrian Puiuleț și-a deschis un card de credit la banca BCR pentru zile negre. Acesta nu folosise niciodată cardul. În schimb s-a trezit că figurează cu datorii de peste 1700 de lei, după ce a primit o sesizare din partea băncii. Deținătorul cardului a cerut explicații de la bancă și a depus plângere la poliție. Tranzacțiile erau făcute în diferite monede internaționale în mai multe țări. În iulie am binevoit să iau niște lecții de dans prin Franța, lecții pe care se pare că le-am absolvit cu brio, pentru că în august îmi plăteam Netflix-ul în Singapore. E și normal, dacă mergi destul de mult într-un loc, trebuie să-ți faci timp și pentru un film. Este evident că eram plictisit, așa că am dat o fugă până în Sydney, apoi puțin prin Indonezia la un hotel ceva mai amărât, dar cu o priveliște cum rar găsești, a transmis păgubitul.